pentru nativii Scorpion. Marte, guvernatorul lor, în casa a patra, în semnul vărsătorului, mai este acolo și Venus. Pentru unii, interes pentru activitate pe care să o desfășoare acasă sau cât mai aproape de casă. Activitate pe cont propriu, poate să fie foarte bine ceva în familie sau în asociere cu prieteni vechi, cu oameni cu care se cunosc de mult. Oricum, până la sfârșitul lui mai, pentru nativii Scorpion, este o perioadă, să spunem, de colaborări, de asocieri, succes, realizări obținute cu cineva, prin cineva, alături de cineva. Cu prezența acestor planete, cu Marte și Venus în casa a patra, pentru unii dintre scorpieni, idei de sporire a valorii unei proprietăți imobiliare, evident, în perspectiva, în dorința, cu gândul vânzării, valorificării locului respectiv. Sau, foarte bine, cum spuneam mai devreme, unii se gândesc să-și deschidă un ceva la domiciliu, aproape de domiciliu, cabinet, atelier, după cum este domeniul de activitate al fiecăruia. Și această configurație, Mercur, Soare, Saturn, din semnul peștilor, în această perioadă le poate aduce unora o creștere remarcabilă. Creștere remarcabilă în sensul să obțină un post, o funcție, niște responsabilități, da, destul de importante. Capătă putere. Bună, capătă putere și aici este la modul autorizat, cu funcție, cu acte, exact așa cum trebuie. Posibilități, cum spuneam, de promovare, de creștere pentru ei, am putea spune, mai ales în ziua de joi, vineri. Evident, lucrurile nu vin dintr-o dată, sunt legate, bineînțeles, de activitatea lor anterioară și de, evident, relațiile pe care au reușit să le construiască, relațiile interumane. Oricum, din acest punct de vedere, este o săptămână deosebită pentru ei, pentru nativii Scorpion.